Sfârșitul acestei săptămâni a fost de rău augur pentru aproape jumătate din nordul județului Botoșani. Vântul, ploile, furtuna și gheața au distrus aproape în totalitate culturile de pe suprafețele multor comune. Furia naturii, lipsa alternativelor și frica i-a lăsat pe oameni ca o fatalitate și în acest an cu buzunarele goale și cu speranța în iluzorile ajutoare guvernamentale. Gheața a făcut ravagi în nordul județului Botoșani. Culturi întregi au fost distruse complet de bucățile mari de gheață care au căzut din cer. În localitatea Oroftiana din comuna Suharău s-a șternut un strat gros de gheață care a ars toate culturile de legume și grădinile cu vițe de vi iar peisajul seamănă chiar și după o oră de la trecerea potopului mai mult cu unul de iarnă autentică. Și în comuna Havrna a plouat torențial și au căzut bucăți de gheață. Furtuna de sâmbătă a pus la pământ și aici culturi, garduri sau pomi fructiferi. Străzile, șanțurile, ulițele, imașurile s-au transformat în râuri. Energia electrică a fost întreruptă după ce cablurile de înaltă tensiune au fost rupte. Afectate au fost și localitățile Alba și Mlenăuți din comuna Hudești. De la începutul verii, din cauza vremii capricioase, a precipitat precipitațiilor abundente sau a furtunilor, în mai multe localități din județul Botoșani s-au înregistrat pagube serioase. Ploile torențiale recente, cu vânt puternic și grindina cât oul de porumbel, au distrus toate plantațiile de porumb, floarea soarelui, soia, fasole și zarzavaturile aflate chiar și în sere protejate. În jumătate de oră, gheața a ajuns la o grosime de 25 cm, lăsând în urmă frustrări, lacrimi și suferință. De la culturi și gospodării distruse până la drumuri sau podețe. Toate acestea înseamnă că pentru oamenii din acest este locuri. Anul acesta este un an pierdut, sacrificat și fără șanse reale de refacere.